Un incendiu violent a izbucnit la un tren de marfă compus din 39 de vagoane care transportau uree. Locomotiva a fost cuprinsă de flăcări la ieșirea din Valea Lungă spre Blaj, în județul Alba. Pompierii au putut interveni să stingă flăcările abia după ce alimentarea cu energie electrică a liniei a fost întreruptă. Din fericire, nu au existat victime.